În calitatea noastră de chiriaca locului, m-am gândit ca pentru a marca ziua acestor începuturi și acestor manifestări, am întocmit câteva stihuri pe care îmi permit, cu prilejul acestei zile, să le dau citire, să le pun la inima dumneavoastră a tuturor. Odă eroilor de pe Valea Oituzului. La umbra fajilor bătrâni, ce stau de stradă pe coline, Oituzu-și poartă unduiosa sale ape cristaline. El curge astăzi liniștit din sunet blând ca de cipoi. Oh, dar vorbi câte ne-ar spune din anii aceia de război. Ne-ar spune că acum un veac această vale moldovană purta doar sânge de soldați căzuți în lupta transmontană. În orice susuri de izvor disting, ca dintr-un prelung ecou, profundul geamăt de mister, scăpat din petul de erou. Pe creste mai găsesc și azi câte un stejar uitat de ani. În trunchiul lui tainic s-ascund schize și zgloante de dușmani. Și arborii ce cresc pe munte aduc prin noastre mulțumiri că-și trag tosteva din pământ udat cu sânge de martiri. Chiar bolovanii de pe stânci purtați în vale de șuboi au devenit altar sfințit zidit de oase de eroi. În noapte mine parcă văd pe cerul ceferi strălucind sunt sufletele de eroi și au căzut pe front luptând. Aici livezile sunt cimitiri, iar pobii toți care rodesc sunt cruci ce moșii le-au sădit și de eroi ne amintesc. Când clopotele în sărbători ne cheamă iar la liturghie, ecoul lor mai pomenește pe cei căzuți la datorie. Voielele din munți în pline de iarbă grasă pentru oi, dar glia lor este înțesată de o seminte de eroi. Tot pelerinul care astăzi străpunge munții prin Oituz, el mai aude la tot pasul sinutru-n zgomot de obuz. Aceasta-i vale-i catedrală, ce-a devenit de mult simbol, iar bogăția ei perena sunt oasele de la subsol. Veni să facem anamneză de bravi ostași sfințiți eroi, să trecem liberi azi pe vale, că este pace, nu război. Care îl auziți prin aceste locuri care nu seacă, pentru că izvorăște sânge. Sângele mărgăritarilor nu se mai vede, dar se aude. Sunetul sângilor este sunetul care izvorăște din profunzimile materiei îndumnezeite și ridicate la cer de Hristos. Este sunetul din adâncul pământului, adică din adâncul cerului. Acest geamăt de profund mister, scăpat din petul de erou, că-i fac bătrân, ce se destrază pe coline, fie că-i stejar uitat de ani, sau bradul falnic cu a lui cuie, în ghilimele, ce nu ruginesc niciodată să îi auzim și noi. Pe aici nu se trece, s-a strigat tare atunci,
Pe aici nu se trece decât cu prețul vieții noastre, viața noastră, cea care ne va lua la ea este Iisus Hristos, Domnul istoriei, care în istorie s-a prezentat: eu sunt calea, adevărul și viața. Dragii mei, oasele eroilor servesc drept temelie pentru altarul sfințit de piatra cea din capul unghiului, format din corobanii de sprijin din stânca credinței celor care au luptat pe băile uitudului. Noi trebuie să ne rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea cât mai multe nopți senine pentru a putea vedea, pentru a ne putea aminti de eroii căzuți care strălucesc ca niște lucefe în intimitatea dorului de Dumnezeu. Iarba bună sau grasă pentru oile din munți de pripoieni, ale turmei cele alese ce suprapune această iarbă, se suprapune o seminte eroilor cu care e înțesată glia strămoșească, voi pline cu oase goale, oase care nu au putrezit. Catedrala demnității și a jertfei, plădită pe oasele eroilor, dragii mei, vechează astăzi libertatea câștigată de bravii noștri sfinți eroi. Aici, pe valea catedralei, să luăm exemplu tăcerii de mormânt a naturii, ca o biserică scosnică, și a tăcerii ca ființa celor care s-au jertfit pe aici. Tăcerea eroilor e golul care sună foarte plin. E singurătatea glasului sfinților eroi care strigă acum împreună cu noi. În altă sfințiile voastre, preacucernici părinți, distinsă și onorată asistență, domnilor primari, stimați oaspeți ai județului Bacău. Ne aflăm astăzi aici, 8 octombrie, la Cimitirul Internațional al Eroilor din Poiana Sărată, pentru a aduce un omagiu nostru celor ce și-au dat jertfă supremă, au luptat pe aceste plaiuri și își află odihna veșnică în acest cimitir. În acest pământ pe care noi respirăm istorie, se odihnesc peste 1600 de eroi, pentru 107 dintre ei fiind cunoscută și identitatea. Simțim pentru toți eroi cunoscuți și necunoscuți la fel un inegalabil respect în fața spiritului de sacrificiu suprem, teama că prin propriile noastre fapte și aptitudini nu suntem demni de acest sacrificiu suprem și cred și sper că, fiind conștienți de toate acestea prin acțiunile noastre, fiecare dintre noi respectă și cinstește memoria eroilor noștri. De aceste meleaguri s-au dat lupte grele pentru a apăra Moldova de cotropitori. Aceste locuri stau mărturie încleșterilor din prima și până în ultima zi a războiului nostru de eliberare și întregire națională din 1916-1919, între unghiul de foc de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din vara anului 1917, au fost spulberate visurile ofensive de potropite ale puterilor centrale, care urmăreau nu numai victoria pe front, ci și scoaterea României din război. Bătăliile și victoriile românilor de la Mărășești, Mărăști, Oituz, au avut o importanță capitală și prin faptul că au făcut să eșueze planul puterilor centrale de împărțire a României și au asigurat totodată și continuitatea statală a României. În acest context, Triunghiul de Foc a însemnat lovitura cea mai importantă pe care au primit-o armata germană în estul Europei. Eroismul militarilor ce au luptat pe văile Oituzului, Trotușului, Cașinului și Slănicului sunt adânc săpate în piatra monumentelor, pe crucile din cimitire presărate pe aceste eroice băi. Cu siguranță, în serile liniștite de vară sau de iarnă, la Gura Sobei, mai sunt bunici
care să rememoreze acele vremuri grele, tulburi prin care România a reușit să treacă, să le explice nepoților ce înseamnă să lupți împotriva dușmanilor cu picioarele desculțe prin zăpadă, să străbați zeci de kilometri pe jos, rănit, flămând, istovit, dar cu o mare dorință în suflet, aceea ca România să fie a românilor. Mă simt onorat să particip la acest eveniment de comemorare a eroilor români și din alte state europene participante la primul război mondial ce își află somnul de veci pe pământ românesc, aici, pe meleagurile județului Bacău, loc de glorie și legendă. Restaurarea acestui loc în care se află și se odihnesc eroii noștri a fost posibilă prin aprobarea unui hotărâri de guvern din 2015, prin care guvernul Ponta a aprobat programul național al manifestărilor prejuite de aniversarea centenarului primului război mondial, prin care a fost alocată suma de 125.000 de lei, ce a fost utilizată în acest sens. Astfel a fost posibilă restaurarea cimitirilor eroilor pentru prima dată din anul 1933, de la inaugurare. Doresc să felicit conducerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnului ministru, secretar de stat, care este aici, domnul Șandru, pentru implicarea în activitatea de cinstire a eroilor neamului, primarului și echipei de consilieri a localității Oituz, pentru păstrarea, pentru interesul manifestat și pentru păstrarea tradiției de comemorare a eroilor neamului. Întâlnirea cu trecutul, dar și speranța pentru viitor, reprezintă semnificația majoră a zilei de astăzi. Într-o lume grăbită, precum cea în care trăim, vă propun să ne oprim o clipă și să privim în trecut către istoria plină de fapte mărețe, de legende și de eroi simpli din orice popor, care au știut să lupte pentru interesul țării lor. Recunoștință și glorie eternă tuturor eroilor. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noștri. Are cuvântul din partea instituției prefectul județului Bacău, domnul Ioan Ghica. Stimate gazde, distinși oaspeți, onorată asistență. Comemorăm astăzi eroi ale căror fapte de arme ne-au adus cea mai mare realizare din istoria noastră. Marea Unire de la 1918. Pentru aceasta însă a fost nevoie de jertfa a sute de mii de români care au luptat pentru unitate, independență și libertate. România a plătit cel mai mare preț de sânge dintre toate națiunile implicate în război, raportat la populația totală. Comemorarea de astăzi este un gest dedicat dorinței de pace a popoarelor foste beligerante, care acum au găsit atâtea lucruri comune pentru a trăi în bună înțelegere într-un spațiu comun pe care îl vedem în construcția Uniunii Europene. Noi suntem datori să aducem permanent un omagiu eroilor, să prețuim modelul oferit prin jertfa lor generațiilor de acum, să ne promovăm valorile, să ne facem datoria. Vă mulțumesc! În continuare, are cuvântul secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, domnul Codrin Dumitru Munteanu. Înalta simțile voastre, stimați reprezentanți ai grupului diplomatic, domnule secretar de stat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, domnule președinte al județului Covasna, domnule general, stimați ofițeri, subofițeri, maiștri militari, soldați, gradați și profesioniști, onorată asistență. Suntem extrem de onorați de a participa astăzi la ceremonia de reinaugurare și sfințire a cimitirului eroilor români și străini, morți în primul război mondial, eveniment comemorativ ce se înscrie în seria activităților cuprinse în programul național al manifestărilor prilejite de aniversarea centenarului primului război mondial, aprobat prin hotărârea Guvernului 821 pe 2015. Trăim, în prezent, într-o lume în care este o datorie morală să nu uităm pe eroii care s-au jertfit pentru neam și țară, marcând prin sângele vărsat pagini glorioase în istoria statului român, precum și în istoria europeană. În cimitirul eroilor de onoare de la Poiana Sărată, amenajat ca cimitir de campanie în anul 1916, sunt înhumați peste 2000 de eroi români, germani, unguri, austrieci, ruși, evrei și turci, care au murit în acele lupte desfășurate în intervalul 11 octombrie 1916-22 august 1917.
Luptele sângeroase au fost purtate pentru apărarea trecătorului Oituz, obiectiv de importanță strategică ce putea permite inamicului pătrunderea spre zona carboniferă Mionești-Comănești. În perioada anilor 1927-1930, cimitirul a cunoscut reorganizări succesive efectuate de către Societatea Cultului Eroilor, acțiuni care au dat aspectul definitiv, cel pe care de altfel îl vedem și astăzi la această necropolă. La împlinirea 100 de ani de la comemorarea începutului acestor sângeroase lupte, suntem cuprinși de un profund sentiment de recunoștință și aducem un pios omagiu eroilor înfumați în acest cimitir. România a fost printre primele state care au manifestat respect față de mormintele eroilor din primul război mondial, indiferent de naționalitatea acestora, în deplină concordanță cu angajamentele convenite în cadrul conferinței de pace de la Paris. Suntem datori, în prezent, să ne reamintim că militarii români înfumați la prana serată fac parte din cei peste 300.000 de eroi români care, animați de dorința de întregire națională, au murit în luptă sau în prizonierat, fiind înfumați pe teritoriul României și al altor state europene, participante la prima conflagrație mondială. Evenimentul de astăzi cinstește memoria celor căzut la datorie în acțiuni militare, reflectând în același timp interesul și preocuparea Ministerului Apărării Naționale, a Oficii Naționale pentru Cultul Eroilor, care a asigurat de altfel 90% din finanțarea reabilitării acestui monument, și nu în ultimul rând a autorităților locale pentru amenajarea, restaurarea, protejarea și întreținerea mormintelor și operelor comemorative de război, considerând acest loc ca fiind o pagină importantă din Marea Carte a Istoriei Naționale, iar jertfa eroilor români trebuie cinstită și prezentată cum se cuvine generațiilor mai tinere. Onorată asistență, scopul activității la care suntem prezenți nu este acela de a tulbura liniștea acestei lumi de eroi, intrată în veșnicul ei repaus, ci să învățăm școala înțelepciunii și pilda datoriei. Eroii nu cer lacrimile noastre, așa cum emoționant grăiește și inscripția aflată pe fațada monumentului central. Nu vărsați lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i. Ei pretind, în schimb, în mod imperios, recunoașterea sacrificiului lor sublim, care să constituie un exemplu și stimulentul pentru noi eroisme, de care va avea nevoie completa consolidare și viitorul poporului român. De aceea, această prioasă manifestare are și un caracter pilduitor pentru generațiile ce vor urma și este, în același timp, o mare mângâiere pentru urmașii eroilor noștri. La acest aniversar și cu gândul și cu sufletul alături de toți compatrioții noștri care au murit în războaie pentru apărarea țării, se cuvine să ne amintim că avem cu toții datoria morală de a ne apleca mereu asupra trecutului, de a ne recunoaște valorile și de a ne respecta eroii. Pretutindeni în lume se procedează la fel, națiunile își cinstesc propria istorie și este firesc să fie așa. Pentru că în felul acesta, întemeindu-se pe faptele trecutului, își pot contura viitorul pe care și-l doresc. Are cuvântul din partea Guvernului României, secretarul de stat al Departamentului Centenar, domnul Florin Daniel Șandru. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, înalt preasfințiile voastre, stimate domnule secretar general al Ministerului Apărării Naționale, stimați membri ai Corpului Diplomatic, onorată asistență, doamnelor și domnilor. În urmă cu 100 de ani, se încheia una dintre paginile cele mai importante din istoria Marelui Război. Oprirea înaintării armatelor germane și austro-ungare de către trupele române, comandate de generalul Ieremia Grigorescu în pasul lui Tuz, s-a datorat curajului soldaților și genului militar al comandanței. Inamicul a fost respins peste vechea frontieră, reușindu-se salvarea Moldovei și asigurarea premiselor renașterii de mai târziu a armatei române. Rezistența îndârjită a trupelor române în fața unui inamic superior în calitatea armamentului și a numărului de oameni a dat naștere celebrei devize: pe aici nu se trece. Pe parcursul a 2 săptămâni de lupte, soldații și ofițerii armatei române au rezistat eroic, suferind pierderi grele. În timpul acestor lupte, divizia 15-a infanteriei și-a câștigat renumele de divizia de fier, actul său de eroism, permițând nu doar salvarea Moldovei, ci și continuarea rezistenței în Muntenia. Prin poziția strategică, Oituz avea să devină unul dintre punctele nodale ale luptei românilor pentru reîntregire. Pe parcursul războiului, la Oituz s-au desfășurat numai puțin de 3 bătălii. Prin numărul celor căzuți la datorie, prin eroismul arătat și prin rezultatul acestor lupte, Oituzul este unul dintre principalele câmpuri de onoare ale armatei române. Cultivarea memoriei eroismului și sacrificiului celor de pe front reprezintă datoria fiecăruia dintre noi. Într-o perioadă în care tinerii sunt interesați din ce în ce mai puțin de istorie, avem nevoie mai mult decât oricând de evocarea eroismului înaintașilor.
O bună cunoaștere a trecutului ne ajută în înțelegerea prezentului, ca și în pregătirea viitorului. Istoria nu este doar un învățător al vieții, ci mai ales un mod de formare a unor caractere puternice, a unor oameni demni, conștienți de datoria morală pe care o au față de înaintași, față de contemporani și față de cei care ne vor urma. Una dintre misiunile Departamentului Centenar, constituit anul acesta la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului României, este aceea de a duce istoria mai aproape de tine. Cinstirea eroilor nu trebuie și nu poate fi doar un pretext pentru ceremonii oficiale. Ea trebuie să fie un mod de viață, un crez și un reper pentru generațiile viitoare. Un viitor mai bun poate fi construit doar pe fundamentul solid al respectului față de trecut, al cunoașterii sale. Marcarea centenarului războiului pentru întregire și al Marii Uniri reprezintă ocazia ideală pentru a face trecerea zestrei istorice de la cei maturi către cei tineri. La loc de cinste se află amintirea eroilor de la Oituz și de pe alte câmpuri de bătălie ale țării. Acestora le aducem astăzi omagiu, plecându-ne frunțele în fața memoriei lor. Celebrându-i pe ei, celebrăm România. Vă mulțumesc! În continuare, urmează depunerea de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor, pe acordurile imnului eroilor interpretat de muzica militară.
Asociația Națională a Cultului Românilor București. Se pregătește Asociația Națională a Cultului Românilor cu Basma. În timpul lui Ceaușescu, că-am dat de la tine Ruscălăt banii. Cum ați mai face minunea de ceaușescu? Nu, când te-au înaintat pe regetul la trecută în Ardeal, după aia ne-au dat înapoi. Au avut armată, au strâns. Primăria Onești. Este sus, sus în cer, un
Doamnelor, domnilor, stimați locuitori ai localității Poiana Sărată, activitatea de depunere coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor a luat sfârșit. Urmează defilarea gărzii de onoare. Vă rugăm să vă deplasați în fața cimitirului pentru a primi onorul. Eroi sunt încă și-o fi în neam.